Ultimul premiu pe care l-au câștigat micuții care fac parte din trupa de teatru Clubul Veseliei a fost săptămâna trecută la Festivalul Preșcolarilor Vreau să fiu și eu stea, ediția a noua. Am reușit să luăm pe secția de teatru locul întâi cu sceneta Căldură Mare și locul 2 la O noapte furtunoasă fragment. Ce rol ai interpretat de a-i lua premiul întâi? Feciorul. Ne spui și nouă o replică? Doamna poncii să spun dacă căuta ceva că pleca la țară. Ce rol l-a interpretat? Domnul. Ia spune-mi și mie o replică. Domnul e acasă? Aș, ești nebună, nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Angel radios, de când te-am văzut în tiași dată pentru prima oară mi-am pierdut uzul de ținit. Zița. Ne spui replica? Eu, Țățico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă să-mi aducă haina. Tot weekendul trecut, dar de această dată, grupa mare a Clubului Veseliei a reușit să obțină un premiu important la Festivalul de Umor Niște Țărani de la Vălenolt. Acolo, din 57 de trupe, am reușit să luăm locul întâi la monolog cu Barbu Andrei și locul doi cu sceneta Ciupercile.